Bună seara, stimați telespectatori, din nou suntem la Panoramic, vorbim e o zi importantă, ciudată, în același timp interesantă, vă spuneam, până în ultima fibră. De ce spun asta? Avem o surpriză, cu ghilimele, nu mai e surpriză, președintele, fostul președinte Traian Băsescu ne spunea de câteva zile Că La Bruxelles s-a hotărât uh, ca nou premier al României să fie Dacian Cioloș, fost ministru al agriculturii, fost comisar european. O personalitate importantă la nivel european, cred că nu e rău deloc, se cunoaște cu mulți comisari europeni și din actuala conjunctură. Cred că nu e rău deloc, cum spuneam, că un asemene, o asemenea personaj a devenit uh, premierul României. Acum, E o problemă, depinde cu ce echipă vine. Ca echipa respectivă să treacă de Parlament, părerea mea că va trece, cel puțin într-o într primă fază. Și uh, avem o mare. gradul de așteptare de la guvern este foarte mare. Pe de o parte este strada care cere niște lucruri, pe, de, pe partea cealaltă este să spunem așa, partea politică a fostei opoziții, care prin acest ministru, prin acest guvern, se vede, se vede la putere. N-aș da șanse foarte mari de menține lui Dacia Cioloș decât dacă, decât dacă va respecta legea și în același timp principiile europene. Dacă va face compromisuri politice, lucrurile se vor încurca destul de rău la București, pentru că, la acest moment, conform sondajelor, fostul partid de guvernământ stă în sondaje mai bine decât marele partid de opoziție, Partidul Național Liberal. Deci, practic, pe acest clasament dacă lucrurile vor evolua și vor fi partizane spre direcția respectivă, erodarea electorală o va suferi președintele Iohannis și Partidul Național Liberal. Deci, practic, dacia va trebui să fie un... se vine într-o perioadă extrem de dificilă și se va înhăma la niște lucruri extrem de grele. Din deci dacă la liberali cred că e deranj totuși în sensul că Predoiu, cel care era pregătit Cătălin Predoiu pentru funcția de premier nu este premier. De fapt se spusese acest lucru. Țineți minte Atanasiu și alții când spuneau că nu va fi niciodată premier și părerea mea că acum s-a confirmat că nu va fi. Pe de altă parte situația este cel puțin ciudată în Partidul Social Democrat. Nu cred că se va întâmpla ceva important în acest partid decât dacă, să zicem, Liviu Dragnea va suferi o condamnare mai dură în urma procesului de... are termen, cred că, în luna noiembrie, luna aceasta, dar problema cea mai importantă va fi cum va gestiona Liviu Dragnea revenirea la putere. Știți cum s-a spus că va trăda, că vom avea un nou guvern cu dacă el va lua președinte. Lucrurile, iată că s-au confirmat mai repede decât ar fi anticipat oricine. Problema lui Liviu Dragnea va fi acum ce va face ca partidul să câștige alegerile de anul viitor. Dacă nu va reuși acest lucru, se va întâmpla cu el, va fi zburat de la conducerea partidului în secunda 2. De ce vă spun asta? Pentru că atenție. Părăsește guvernarea cu un guvern deci, pe un guver o guvernare foarte bună, pe sondaj este lider la acest moment. Nu-i meritul lui, dar asta e altă, e altă treabă. Și se duce în opoziție. E adevărat, teoretic, strada i-a trimis acolo. Practic, cred că mai degrabă lucrurile s-au întâmplat în altă parte. De ce vă spun acest lucru? Traian Băsescu nu vorbea singur când spunea. Că se cunoștea pe pe culoarele de la Bruxelles se vorbește de ceva timp de Dacian Cioloș. Chiar și la ultima reuniune PPE se vorbea de un înlocuitor pentru premierul Ponta. Și cu acest lucru am spus totul. Deci, vom vedea cine va susține guvernul. Bănuiesc că Partidul Interesului Național, cu ghilimele de rigoare, a ostracizat-lui uh, Oprea, bănuiesc că va susține guvernul și vom avea deja o nouă coaliție care va susține, formată din PNL, UDMR, UNPR și cine s-o mai găsi, minorități naționale și altele. Tot tot rău spre bine. Pentru Gorj, cum spuneam și în emisiunea anterioară, nu știu dacă e o veste foarte bună, faptul că nu mai avem premier din Gorj, pe de, pe de altă parte, dacă lucrurile vor merge în direcția bună, așa cum au mers în ultimii ani din punct de vedere economic, s-ar putea ca acest moment, noiembrie 2015, să fie unul extrem de favorabil României. Oricum, din perspectiva abăgării în seamă prin cancelariile occidentale, este clar, Victor Ponta nu mai avea trecere în urma dosarului de la DNA, în timp ce Dacian Cioloș are toate ușile deschise fiind fost comisar european. Acestea fiind zise, haideți să ne îndreptăm spre un alt subiect. A spune-o foarte important. E vorba de aceste controle pe care isul le face. De exemplu, aflăm chiar de ultimă oră că controlele ISU în cluburile și restaurante din bugă au stabilit lipsa hidranților, căi de evacuare îngustate, materiale neignifuge. Da, stați puțin. Aceste baruri au un an, doi, trei, zece, unele funcționează 25 de ani. Nu s-a văzut niciodată problema până acum? Prima, să zicem ca un prim punct de vedere. A doua problemă, până în 2006 nu erau obligatorii unele dintre aceste condiții. A treia situație, dacă luăm de bună decizia în cazul Piedone, prin care el a fost vinovat că a semnat niște, că i le-au adus niște subordonați, deci nu demonstrăm că l a luat șpagă că a semnat nu știu ce, că deocamdată nu există demonstrația respectivă, atunci avem o mare problemă. Practic putem să săltăm toți primarii din țară care au avut asemenea obiective pe raza localității lor. Pentru că niciuna n-a avut acele uh, autorizații ISU. Deci putem aresta pe toți. De ce nu mai avem piedone? Ah, că s A, că s-a întâmplat evenimentul acolo. Am înțeles, din nefericire e un eveniment extrem, extrem de trist. Bun, mergând pe chestia aceasta, avem o altă problemă și problema se numește ca să faci o ignifugare până la urmă sau cum se numește e, e ceva deci sunt niște costuri foarte mari și timpul foarte lung chiar vorbeam cu specialiști în domeniu de aici de la Gorj și care îmi spuneau datorită faptului că sunt foarte puțini cei acreditați să facă aceste evaluări că se prelungește termenul, deci durează undeva, inclusiv Ministrul Educației, cred că a spus acest lucru, mergi și până la un an ca să faci o... ca să poți iei o autorizație de acest gen. Deci, plus, nu mai vorbim de costurile foarte mari. De unde am găsit noi bani pentru asta? Există o cerință la întâlnirea cu ministrul studenții și elevii au cerut să se găsească bani și sindicatele au cerut să se găsească bani, să se prevadă bani în buget pentru să se obțină aceste avize. Da, e corect ca ele să se obțină, dar vă spuneam, costă foarte, foarte mult și nu știu dacă le, le găsim foarte, foarte rapid. Dar pentru că suntem într-o seară, cum spuneam, specială, o seară care nu avem un guvern noi, un guvern nou. Avem un prim-ministru nou, el rămâne să vedem dacă uh, reușește să-și facă guvernul foarte, foarte rapid. Uh, acum vreau să vă spun că uh, sunt niște lucruri care se uh, care vor fi de, de rezolvat în perioada, în perioada următoare, pentru că Riscăm să avem deja niște conflicte sociale dacă lucrurile nu vor fi controlate foarte. Sunt niște angajamente, sunt niște legi în vigoare pe care le-a luat precedentul guvern, pe care guvernul actual nu le mai poate, nu mai poate renunța la ele. Sau să zicem, se poate. Întoarce la acestea, gen ordonanțe de urgență, să revisele, nu știu ce, dar cu costuri foarte mari. Vă spuneam, orice greșeală va face actualul guvern, se va răsfrânge se va răsfrânge spre, spre spre fosta opoziție. Pentru că acum însă avem o altă situație. Nu știm cine, deci dacă ne luăm de bun după declarații, practic avem un guvern sau vom avea un guvern de tenocrați și toate partidele în opoziție care vor vota să zicem investituri, așa să dar după aceea nu cred în varianta alegerilor anticipate din cel puțin două motive. Mai întâi că parlamentarii gor gorjeni și parlamentarii din țară nu vor să-și piardă mandatele cu un an înainte, că nu au șanse să obțină un, un nou mandat. Și, în al doilea lucru, e foarte greu să, să faci în momentul de față alegeri anticipate. Practic, la noi, în România, nici nu s-au făcut. Și mai este și legea. Pe ce? Cum facem noi aceste alegeri? Pe ce lege le facem? Pe legea veche sau pe legea nouă? Facem pe listă sau facem din nou pe unii nominal ca să ne trezim cu ăia care au bani că ajung în, în Parlament. Sunt alte știri ale zilei, cum spuneam. O zi importantă, în primul rând, și prin și prin faptul că de la acest moment totul se resetează. Cum, spunea, cum spuneam, e un punct și de la capăt, și în domeniul politic. Strada a avut niște revendicări care eu mă îndoiesc că se vor pune în aplicare, deși avem să spunem așa, primele semne că se întâmplă aceste lucruri. Și anume, în Parlament, în Senat, astăzi a trecut articolul referitor la ordonanța traseiștilor, cea 55 pe 2014, prin care consilierii locali, județenii, primarii puteau să schimbe, să schimbe partidele și se cere Curtea Constituțională să au declarat o neconstituțională și să fie rescrise toate chestiile astea. Eu rămân la părerea că nu se poate face ceva acolo, deși acum practic ei își pot pierde mandatele. De ce vă spun acest lucru? Atenție! Oamenii ăia, indiferent ce interese au fost, că, au trecut de la, că majoritatea au trecut la PSD, oamenii respectivi s-au bazat pe un an normativ. Un act normativ care a devenit neconstituțional mai târziu. Dar ei nu pot să-și piardă mandatele pentru asta. A, putem să-i întoarcem în partidul respectiv, partidul respectiv să-i dea afară, dar sunt niște proceduri, sunt niște lucruri care trebuie respectate. Altfel, vă dau scris aici, că toți cei care își vor pierde mandatele în baza acestei vor câștiga în instanță. Vor câștiga despăgubiri, vor câștiga repuneri și alte, deci vor bloca practic și așa este blocată activitatea de, prin consilii, de unele consilii locale. Suntem uh, uh, la ora în care, apropo de, de evenimentele din ultimile zile, unii spun că am asistat la o revoluție, la un eveniment istoric prin care strada a făcut și adres. Eu vă spun că am asistat la niște mișcări de stradă. Nu dintre cele mai, bă, care s-au a speculat un caz social, din nefericire o dramă socială, ca să schimbăm un guvern. Bun, se speculează, asta este. Era deja, erau deja lucrurile pregătite. Oricum, dacă n-ar fi fost incendiu de la colectiv, cu siguranță, pe cazul Oprea, cu polițistul, cu ăsta, ne-am fi dus tot într-o asemenea situație. Sunt convins de acest lucru. Problema este că, dacă tot am, făcut, am avut aceste evenimente, ar trebui să vedem lucrurile mai bine făcute. Și una din revendicările străzii a fost. Ca să avem locuri de muncă, copiii noștri să se întoarcă acasă. Cerința aceasta i s-a exprimat președintului acum un an când a fost ales. Bun. Haideți de acum încolo, deci bănuiesc că în distanță de șase luni, un an, cât, că acest guvern practic cam un an de zile ar trebui să aibă mandatul până la alegerile parlamentare, să vedem câte locuri de muncă se fac. Pentru că ar trebui să se facă. Să avem o alternativă bănuiesc că nivelul de trai va crește, salariile vor crește, vom avea o creștere economică substanțială. Toate aceste lucruri ar trebui să le avem ca să împlinim ce s-a cerut, în, ce -a cerut în, în, piață. Ar fi bine să fie așa. Din nefericire, sunt pesimist și vă spun de ce. Dacă altă dată și eu și alții Eram foarte bucuroși când, să spunem așa, Uniunea Europeană ne recomanda, ne numea oamenii politici. Acum avem un mare semn de întrebare. Vreau să vă spun că presa internațională laudă foarte mult numirea lui Dacian Cioloș. Dacian Cioloș, dar problema e următoarea. Nu cumva? Ar putea să ne ridice semne de întrebare. Nu, mai, nu mă refer la faptul că are dublă cetățenie, că la origine este cetățean maghiar. Dar stau și mă întreb și văd pe Facebook foarte multe, oricum, poporul Facebook a fost în piață. Discuțiile sunt așa, și anume, președintele este de origine germană, premierul. Origini maghiare, cetățean francez și cetă are dublă cetățenie. Stai și te duci, mai sunt și alte personaje în stat în ultimul timp care nu sunt români. Oare românii nu fac față unor asemenea funcții? Întrebare. Eu mai știu ceva apropo de la istorie. Comuniștii, când au venit în anii 45, 46, 47 de fapt până în 52 a reușit uh, Gheorghe care era român, să facă ordine la conducerea Partidului Comunist. Pe tunuri, așa, dinspre Rusia, au venit cetățeni care și-au românizat numele, dar nu erau. Erau și unguri, și bulgari, orice, ucrainieni, orice altceva decât români. Nu se avea încredere în români. Sper că nu este o problemă de acest gen, în sensul că românii nu prezintă încredere în cancelariile occidentale. Ar fi extrem, ar fi extrem de supărător să se întâmple așa. Las pe sfârșitul că am vorbit ca panoramic, dar vă dați seama, problema din România este cea mai, este cea mai importantă. Uh, Mi-a lăsat pentru ultimile minute ale emisiunii un eveniment, adică nu a neapărat un eveniment, o situație care se... Sunt două personaje politice, politice care... Uh, au marcat aceste, aceste zile. Paradoxal, aș putea spune că una datorită meritelor incontestabile ale activității, cealaltă doar prin declarații. Importante, însă, și una și alta. La capitolul pozitiv, l-aș pune pe Raed Arafat, cel care a demonstrat încă o dată că face lucruri bune. Și dovada cea mai bună este că este atacat în anumite medii foarte dur. Apropo, nici Raed Arafat nu este chiar român, este arab, deci ca origine. Dar asta nu împiedică să facă treabă în România. Deci asta nu i-ar împiedica teoretic nici președintele, nici primul ministru. Deci din acest punct de vedere le dăm toate circunstanțele să vedem și ce vor face. Pe partea cealaltă este situația președintă, fostului președinte Traian Băsescu. Cel care, spune lucruri tot mai răspicat în ultima vreme, bine, din postura de sportiv, așa, pentru că nu mai are o funcție oficială, dar care, una dintre, unul dintre lucrurile care ni l-a spus și asta, atenție, încă de joia trecută, miercuri sau deci practic de o săptămână, ne-a spus, domne, la Bruxelles s-a căzut de acord în privința lui Dacian Cioloș, nu văd care ar fi uh, problema de ce să mai facem negocieri și nu știu ce. În condiții în care astăzi a fost desemnat de acea Cioloș, vorbele lui Băsescu devin mult, mult mai importante. Adică, de ce a mai fost nevoie de acest spectacol de câteva zile? Întrebare întrebătoare. Pe de altă... Bine, vreau să vă spun, într-o anumită parte a presei, apar atacuri la adresa lui Raed Arafat, că vezi, doamne, nu știu ce a ascuns, că nu, nu, nu știu ce a spus. îs periodice aceste atacuri pentru că pe zona smur se dorește introducerea filmelor private. Țineți minte că s-a mai încercat acest lucru în 2012. Nu s-a reușit, smurdu a mers bine, anii aceștia, chiar dacă au mai fost, să zicem, mici sincope, dar nu neapărat de smurdu clasic. Iar acum, dintr-o dată, când schimbăm guvernarea, avem din nou o problemă. Ideea fiind, dar de ce să mai rămână Raia dar Putem să aducem pe altcineva și să se aleagă praful, cum facem noi. Că noi vrem schimbarea de multe ori, fără să știm să, că schimbăm pe dracu cu fratesul, dacă mi-acceptați această licență. Bun. În aceste condiții vreau să vă spun că vom mai rămâne. vom mai vedea ce se întâmplă, dar uh, din perspectiva uh, situației la care. Uh, Uh, se întâmplă la momentul acesta, nu cred că este deloc ok aceste, aceste atacuri. Uh, ne, ne apropiem de, de încheierea emisiunii. Vă spuneam că ar mai fi și alte lucruri de spus, dar revenim săptămâna viitoare cu alte subiecte la ordinea zilei în emisiunea Panoramic. Mulțumesc pentru atenție! La revedere